Evanghelia după Ioan, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Autor Beniamin Fărăgău. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 31 dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele lui. Prologul Evangheliei. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 18. La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața, și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul. -a, a venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Nu era El Lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat. El este acela despre care ziceam eu. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. numai fiul lui Dumnezeu putea fi adevăratul Hristos. Prologul din capitolul 1, versetele 1 la 18, cu care și începe Ioan Evanghelia, ne introduce în întreaga problematică pe care o va trata pe parcursul ei. Tocmai de aceea primele 18 versete sunt extrem de dense. Ele etalează câteva concepte importante: divinitatea cuvântului, puterea lui creatoare, dătătoare de viață și întruparea lui, conceptul înfierii prin credința în cel întrupat, libertatea de a alege să crezi sau nu în el. Conceptul luminii și al întunericului, al harului și al legii, cel al revelării lui Dumnezeu în Hristos, acel proroc ca Moise, etc. În lumina faptului că multe din aceste concepte se regăsesc în contextul cultural al vremii respective, o întrebare pe care trebuie să ne o punem încă de la început este legată de sistemul de referință la care trebuie să apelăm pentru a înțelege aceste concepte. Rezonanța cu contextul cultural al vremii lui Ioan i-a făcut pe mulți să propună ca asistent de referință pentru descifrarea lor tocmai acest context, deoarece Ioan scrie, probabil, undeva în Asia Mică sau în Palestina, în a doua parte a secolului I, după Hristos, cel care dorește să înțeleagă scrierea lui, spun cei care susțin acest punct de vedere, trebuie să studieze filozofia greacă, influențele religiilor păgâne, influențele iudaice ale primului secol, etc. Lucrul acesta ar putea fi adevărat dacă Ioan și-ar fi propus să aleagă, de pildă, cel mai bun răspuns posibil din câte erau la îndemâna cititorilor săi în acel veac. Dar, dacă scopul lui era să-i ajute pe cititorii săi să creadă că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, încât, crezând, să aibă viață în numele lui, atunci el a trebuit să apeleze la scrierile Vechiului Testament și nu la literatura filozofică și religioasă a vremii sale. În acest caz, Ioan în Încarcă cu semnificații conceptele incluse în scrierea sa din Vechiul Testament, dar caută să le comunice destinatarilor în termeni relevanți pentru cultura în care aceștia se aflau. Nu trebuie să privim scriptura doar ca pe o culegere de cărți scrisă de-a lungul a 1600 de ani, pe trei continente diferite, în trei limbi diferite. De către 40 de autori diferiți, ci ca pe o operă literară care, alături de autorii umani, are în primul rând un autor divin. El a la armonizarea acestei gigantice lucrări într-un întreg literar și teologic, prin care s-a revelat, de fapt, pe sine. Studierea influențelor culturii contemporane lui Ioan ne va ajuta să înțelegem surogatele care se ofereau destinatarilor Evangheliei după Ioan și problema cu care s-ar fi confruntat ei, dacă ar fi încercat să-și răspundă la întrebări plecând din contextul cultural respectiv. Totodată, măestria lui Ioan de a contextualiza adevărurile scripturii folosind concepte accesibile celor din vremea lui, ne va face conștienți de importanța înțelegerii propriului nostru context cultural atunci când dorim să comunicăm semenilor noștri adevărurile Evangheliei. Abia în lumina acestui context vom înțelege zbaterea în care poate fi prins cel care încearcă astăzi să găsească răspuns la căutarea lui după Dumnezeu. Întregul Israel îl aștepta pe acel proroc a Moise, promis de Dumnezeu la muntele Horeb. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc a mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai. Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Deuteronomul, capitolul 18, versetele 15 și 16. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de El. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: Să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Mesia sau Hristosul, spune Ioan, nu putea fi nimeni altcineva decât cel care urma să împlinească tot ceea ce profețiseră cu privire la el scripturile Vechiului Testament. Astfel, Vechiul Testament devine singura grilă de verificare a pretențiilor mesianice ale oricui ar fi îndrăznit sau ar îndrăzni să se proclame drept Hristosul, unsul sau trimisul lui Dumnezeu. Ori, tocmai lucrul acesta îl face Ioan în Evanghelia sa. El ia cuvintele și lucrarea lui Isus și le compară cu tiparul mesianic vechi testamental, dovedind prin armonia celor două că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dându-ne astfel curajul să credem în El. Abordând în acest mod problema demonstrării mesianității și divinității Domnului Isus, Ioan nu face altceva decât să imite tiparul cu care i-a deprins însuși Domnul Isus pe ucenicii săi. În acești termeni se prezintă Isus Hristos pe sine atunci când, pe drumul spre Emaus, El li se arată ucenicilor pentru a răspunde la întrebările cu privire la mesianitatea și divinitatea sa, întrebări care năpădiseră sufletele lor în urma a tot ceea ce se întâmplase în ultimele zile, el a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 27. Iar apoi, în camera de sus, când erau toți adunați împreună, el le-a zis, Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 44 la 47. Evenimentele pe care le trăiseră ucenicii cu ocazia răstignirii au avut efectul unui seiz puternic asupra credinței lor. Confuzia și amărăciunea lor ies la iveală în discuția care se înfiripă între cei doi și străinul care li s-a alăturat pe drumul care ducea la Emaus. El le-a zis: Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: Tu ești singurul străin aici, în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? le-a zis el. Și ei i-au răspuns. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că au și văzut și o vedenie de îngeri, care ziceau că el este viu unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 17 la 24. Pe masa sufletului lor se aflau răsfirate o mulțime de detalii pe care aceștia nu mai știau cum să le pună la oaltă pentru că li se năruise credința în mesianitatea și divinitatea Domnului Isus Hristos, moartea lui Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, a însemnat îngroparea tuturor visurilor lor. Ceea ce nu știau ucenicii era că, în timp ce pentru oameni moartea reprezenta Stația terminus a existenței, pentru Dumnezeu, ea nu este decât un pasaj spre înviere și viață, și tocmai cel înviat stătea în prezența lor.